70 de fermieri negreșteni au participat ieri la instruirea anuală organizată la sediul primăriei de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Directorul Apia a dorit să informeze pe fermieri despre noile modificări în ceea ce privește legislația din domeniu. Cea mai importantă schimbare este cea legată de implementarea unei cereri unice atât pentru subvențiile din sectorul vegetal cât și pentru cele din zootehnie. În plus, vor fi implementate începând cu acest an și noi scheme de ajutor, unele în avantajul micilor agricultori.